Vă salut, dragi privitori! Mulțumesc că ați ales canalul Vedete Live România. Iulia Albu a avut parte de surpriza vieții sale din partea iubitului său. Invitată la Antena 1, ca al patrulea jurat al ediției de duminică, 1 mai, de la iUmor, editorul de fashion a fost cerută în căsătorie de Mihai Alexandru, partenerul său de viață. Moderatoarea emisiunii Poliția Modei de la Antena Stars a fost surprinsă de faptul că bărbatul cu care își împarte viața de 4 ani de zile și-a făcut apariția în cadrul emisiunii de la Antena 1, pentru a-i face un rost de zile mari. Iulia Albu a avut mari emoții în momentul în care Mihai Alexandru a ironizat-o pe scena de la iUmor. Iubitul stilistei de modă a venit înarmat cu glume bune, ironii usturătoare și cuvinte pe care le-a rostit, din dragoste, ca să nu fie singura penibilă de aici. După cum a spus chiar el, momentul culminant al serii a fost cel în care iubitul Iuliei Albu i-a făcut o declarație incredibilă, ce a seamănat foarte mult cu o cerere în căsătorie. Acesta i-a sugerat partenerei sale de viață să renunțe la ținuta pe care o poartă în emisiune pentru o rochie de culoare albă. Iar relația lor să treacă la următorul nivel, mereu înveți să te ferești. De vorbe, de priviri, de pantofi, de taicăsu și de lucruri contandente. Ea face rost de când se știe, nu crezi că e momentul ca noi doi să facem pasul următor și albul să fie culoarea acestei rochii. Adică să pui și tu ceva decent pe tine, a fost mesajul lui Mihai Alexandru. Cei doi amorezi formează un cuplu de mai bine de 4 ani de zile și sunt foarte fericiți împreună. Iulia Albu a mărturisit că, deși nu a fost dragoste la prima vedere, cei doi au ajuns să se iubească foarte mult. Iulia Albu se vede îmbătrânind alături de el, mai mult de atât, se pare că și Micaela, fiica de 13 ani a vedetei, este tare apropiată de iubitul mamei sale. Vă mulțumesc că ați privit până la final și vă rog să vă abonați la canal pentru a vedea mai multe știri de acest gen.